Da, și simțiți frați și surori pentru Domnul. Da, nu vă ascund că a fost și sunt încă năvală de gânduri în inima mea pe care aș vrea să le împărtășesc cu simțile voastre și nu prea știu nici de unde să încep. Dacă ajutorul preasfințitului Părinte poate mi-a dat un cuvânt acum prin cuvântarea asta. Încep prin a spune că duhovnicia, așa precum cred că s-a și zis astăzi, este centrul vieții bisericești, dar viața bisericească nu este ceva deosebit, fiindcă omul prin fire este bisericesc. Biserica este firea omului. Este venirea într-o fire a unui om, unui Adam, ieșit din firea lui, este chemarea omului, glasul lui Dumnezeu care cheamă pe om dintr-o această existență, într-o ființă cea veșnică care e Dumnezeu însuși. Biserica este Maica sau pântecele Maicii în care noi ne săvârșim gestația, aș zice, duhovnicească, dacă mi iertați acest cuvânt cam clinic, dar ce este gestația după zămislire și înainte de naștere, într-un anume fel este și viața bisericească după nașterea în lumea asta și acum mai ales după botez, nașterea cea de-a doua, și este o anume gestație într-o nașterea care începe cu botezul și se termină cu trecerea sufletului din viața asta la cele veșnice. S-ar putea spune multe, dar poate că nu o să ne lasă nici timpul, nici capul meu, dar aș vrea până asta să vă împărtășesc ce înțeleg eu prin faptul că viața noastră bisericească nu este ceva aparte, deși alte miliarde nici se duc în biserică. Dar totuși, aceste miliarde sunt un om ieșit din fire și noi suntem oameni ieșiți din fire, dar în biserică ne revenim în fire. Biserica este nu altceva decât firea noastră, nu este nimic mai mult decât firea omului, dar totuși nimic mai puțin decât firea omului. Firea, așa cum a zămislit-o în gândul său Dumnezeu, în sfatul său cel mai înainte de veci, când a gândit pe om, să facă om în chipul de Dumnezeu și în asemănarea lui. Deci duhovnicia este centrul vieții noastre, punct, centrul vieții noastre. De la duhovnicie pornesc toate și în duh se săvârșesc toate. Și atunci, asta este locul central unde trebuie omul să își facă, să săvârșească facerea lui. Ori, mă bucur și mă cutremur să pot vorbi cu duhovnicia bisericii, cu un număr de duhovnici, fiindcă în mâinile noastre ca duhovnici este cheia puterii de a săvârși această mântuire pornind de la însuși centru, însuși nucleu vieții noastre. Zic putere. Părintele Sofronii comenta ce înseamnă putere. Comenta pe franțuzește, pe românește cuvântul are aceeași etimologie. Putere de la verbul a putea. A putea ce? Fiindcă Pilat săfăla că are putere să dea moarte sau putere să renunțe la moarte. În noi s-a devrit Dietul Pilat că n-avea nici una, nici alta, precum îi spusese Mântuitorul. Dar noi avem, prin hirotonia și hirotesia noastră, avem putere de a da viață, nu de a o lua sau de a se răzgândi și a nu o lua ca Pilat și ca puternicii lumii astea. Și avem putere a da viață. Și nu noi,
Și mi-ar place să-l citesc pe Sfântul Pavel, Hristos în noi. Aș vrea să încep prin a da un cuvânt care sper că va fi ca încurajare pentru toți frații și părinții mei pentru Domnul și mângâiere prea Sfințitului. Ce este un duhovnic bun? Și când începe un duhovnic a fi bun? Și poate ce voi spune, voi încerca să explic cum înțeleg eu următoarea zicere cam îndrăzneață. Un duhovnic bun este cel care stă în pantofii tăi acum. Duhovnic bun ești tu, Părinte. Când începe să fii un duhovnic bun? Acum. Acum este, cum spune Sfântul Pavel, clipa aleasă, acum este clipa mântuirii. Nu citesc prea bine, mai ales pe românește, că am citit Biblia în orice altă limbă, numai în română, nu mă iertați, dar preacuvioșire voastre și preasfințiile voastre cunoașteți la ce fac aluzie. Acum. Și în virtute de ce poate duhovnicul să fie bun acum? În virtutea hirotoniei și hirotesiei, în virtutea lui Hristos care trăiește în noi și nu a înțelepciunii noastre. Nu dezic nici cum toate ce le-a spus Preasfințitul și avem nevoie de pregătirile spuse. Dar uitați că pentru o școală de duhovnici trebuie o clădire, trebuie bani pentru clădire, trebuie vreme pentru a pregăti. Și cum spunea și Preasfințitul, nu este sigur dacă este un duhovnic bun până să nu cadă bietul suflet și el prada mânjirilor lumii astea. Nu că este neapărat să se întâmple, dar că știm că se întâmplă lucrurile astea. Deci noi ca oameni nu putem conta pe asta. Dar pregătirea, oricât de bună este, trebuie timp, trebuie bagajul lumii astea, trebuie multe greutăți. Și totuși aș vrea să atrag atenția la momentul și la felul în care duhovnicia începe acum. De ce? Păi, de ce? Ce este duhovnicia? Aș vrea să zic că nu este psihologie. Toate sunt de folos unui duhovnic încercat și unui duhovnic cu experiență. Toate experiențele sunt necesare și totuși este o lucrare care se poate începe acum și despre lucrarea asta specific vreau să vorbesc. De-aia zic, nu dezmint ce s-a zis și ce înțelegem noi ca oameni, dar vreau să atrag atenția la un alt moment. Deci duhovnicia nu este psihologie. Duhovnicia nu este viață trupească. Duhovnicia nu este istoricitate sau istorie. Duhovnicia nu este, aș zice, etică și maniere sau manierisme, aș îndrăzni să zic. Duhovnicia este Duh. Și Duh este Dumnezeu. Și trebuie să găsim felul în care Dumnezeu acum poate să lucreze lucrarea de mântuire în fiecare suflet care vine către mine păcătosul. Și pe care trebuie să-l aduc la Hristos. Și îmi vine un gând. Vă spun că e o vâlmășală de gânduri, dar poate m-a ajutat Dumnezeu să spun ce e esențial. Mine păcătos, am zis. Și de câțiva ani, mai ales de cât sunt eu duhovnic, îmi vine gândul și uimirea. De ce Dumnezeu a rânduit ca mântuirea oamenilor să depindă de păcătoși ca mine? Nu că zic că altul este păcătos, mi-e rușine să o zic. Și totuși știm că nu este niciunul drept înaintea lui Dumnezeu. Și știu că și frații mei, și părinții mei mai buni ca mine, dar au conștiința păcatului, fiindcă văd că cei mai mari sfinți se numesc cei mai mari păcătoși. Deci de ce și cum va putea face Dumnezeu mântuirea păcătoșilor prin alți păcătoși? Adică eu văd aici o taină mângâietoare. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca eu păcătosul să fiu duhovnic altora,
Eu nu mă gândeam când eram, când nu eu eram duhovnic și mă spovedeam la orice cine. M-a ajutat Dumnezeu și am trăit ce spune biserica. Nu mă gândeam dacă e păcătos sau nu, dacă e vrednic sau nu. Aveam încredere. Nu știu dacă mai mult în Dumnezeu decât în om, probabil. Dar nici nu puneam problema. Aveam încredere în duhovnicie și mă spovedeam la duhovnic. Acum îmi este rândul meu și tremur. Cum? Mântuirea unui suflet se depinde de mine? Și atunci cum să nu fac un rău? Cum să nu pierd un suflet pentru care s-a jertfit însuși Dumnezeu? Mângâierea mea este că dacă Dumnezeu a pus ca mântuirea omului păcătos să fie făcută prin păcătoși, înseamnă că pot să zic, reîncep fraza un pic altfel, dar ce? Păcătosul ăsta va fi împiedicat spre mântuire din cauza păcatului și neputinței mele? Ca să sfârșesc fraza pe care vreau să spun. Și zic, anatema gândului ăstuia. Erezie gândul ăsta, că altfel Dumnezeu nu ar fi făcut hirotonie și hirotesie de oameni nevrednici precum sunt eu, dar precum se mărturiseau și cei mai mari sfinți, de-aia îndrăznesc să vorbesc așa. Decât dacă Dumnezeu știe că poate să săvârșească mântuirea păcătoșilor prin păcătoși. Deci să prindem curaj și să știm că lucrarea noastră este lucrare nu în puterea omului, ci în puterea lui Dumnezeu, și puterea lui Dumnezeu să o căutăm, și prin puterea lui Dumnezeu să încercăm să săvârșim această mântuire înainte de, aș zice, înainte și după toată lucrarea omenească. Într-un fel, înainte, adică fiindcă poate toți sunteți hirotesiți de mult timp duhovnici și aveți experiență mare, dar potențial unul sau doi dintre frații mei au putut fi hirotesiți duminica asta, mai a răsat la altă când era duhovnici. Ce experiență puteți avea până astăzi? Dar totuși suntem duhovnici de alater sau de mai mulți ani, dar suntem duhovnici. Deci, puterea lui Dumnezeu trebuie să o căutăm și să vină înainte de formația și experiența noastră. Și experiența și formația noastră este bună pentru îmbogățirea și a noastră și a bisericii și pentru multe lucruri care, fiindcă omul și el este împreună lucrător în mântuirea omului cu Dumnezeu, dar până la urmă, tot puterea lui Dumnezeu este cea care mântuiește și deci înainte de lucrarea omului și în sfârșit după lucrarea omului, puterea lui Dumnezeu este cea care mântuiește și pe mine și pe cei care vin către mine. Puterea lui Dumnezeu, cum putem intra noi în ea sau o invita în lucrarea noastră, nici nu știu cum să exprim lucrul ăsta, dar înțelegeți ce vreau să zic, adică să nu fie duhovnicia lucrarea mea de om, ci să fie lucrarea dumnezeiască prin mine omul. Cum spunea un preot ortodox de la Paris, spunea, ce caut eu ca duhovnic? Să fac pe ucenicul meu întru chipul și asemănarea mea? Sunt cea anatema. Eu trebuie să intru. Și aici citesc pe Părintele nostru Sofronie, de-mi dă Dumnezeu, prin rugăciunile Sfinților voastre, să traduc și cartea asta, a treia a Părintelui Sofronie, despre duhovnicie și despre rugăciune, arată că lucrarea duhovniciei este o idee. Adică nu cuvânt omenesc. Sfântul Serafim spune și Sfântul nostru Siluan și el spune că atunci când vorbeam, omenește, puteam greși și Sfântul Siluan adaugă și greșelile pot fi mici, dar ele pot fi mari, fiindcă vorbeam adinear ce este mântuirea omului, îndumnezeirea omului, de se mântuirea Adamului întreg în fiecare persoană care se mântuie. Și Sfântul Siluan, într-o convorbire cu un alt nevoitor din Caucaz,
Stratonic spunea, a dat o întrebare retorică, spune, părinte, cum vorbesc cei desăvârșiți? Și Stratonic n-a știut să răspundă și Sfântul Siloan zice, cei desăvârșiți nu vorbesc niciodată de la ei, ci întotdeauna vorbesc numai ceea ce le dă Duhul. Uitați că într-un fel desăvârșirea, cel puțin la nivelul ăsta, nu e așa de grea, fiindcă nu noi trebuie să născocim o desăvârșire a cuvântului, ci să o căutăm de la Duh. Și zicând asta, mă rog chiar Domnului ca să ne dea tuturor, dar nu numai duhovnicilor, dar fiecărui creștin care vorbește cu un creștin, să ne dea El cuvânt de mântuire, fiindcă, și ăsta e un lucru important, cred, mântuirea nu este vorba de ceva prescris într-o carte, un răspuns de tip, pagina 37, paragraful 3. Mântuirea este un cuvânt tainic, dumnezeiesc, pentru fiecare suflet care s-a născut în lume și pentru fiecare suflet alt cuvânt. Vedeți în Pateric cum vine un călugăr la un avacutare și cere un cuvânt. Și avacutare zice, păstrează-ți chilia, mănâncă, bea, dorm, fă-și tot ce vrei, dar nu ieși din chilie. Altul zice aceeași, are aceeași căutare, cum să mă mântuiesc Ava? Și Ava îi zice, păstrează postul până la ora 6 sau cât era. Poate să iasă din chilie, poate să intre, să facă ceva, dar postul să-l păstreze. Altul îi spunea ceva despre gânduri, altul îi spunea alt lucru. Și cum spunea Părintele Sofronie, aici nu e vorba de teologie, nu e vorba de o doctrină scrisă într-o carte, e vorba de o strategie duhovnicească unde duhovnicul înțelege, adică cum? Fiindcă Duhul îi naște cuvântul în inimă și înțelege că strategia pentru omul ăsta este punctul ăla. Întărește-ți armata pe punctul ăla. Dacă pe punctul ăla tu biruiești, pe rest o să-ți fie relativ ușor. Mântuirea ți-e deja asigurată. Dacă toate punctele le întărești, de acolo unde este o spărtură mare în peretele cetății tale, îl lași liber, păi pe acolo năvălesc armatele vrăjmașului și nimica n-ai făcut cu mântuirea ta. Deci, este vorba de a găsi care este acea gaură în perete pe unde pot năvăli armatele. Și de-aia e nevoie să intrăm în lucrarea lui Dumnezeu, să căutăm cuvântul dumnezeiesc. Nu atâta, de toate este nevoie și de psihologie și de pregătire, dar atâta timp cât nu avem cu frică, cu cutremur, să căutăm ca Dumnezeu să nască în inimile noastre acel cuvânt de Duh și de adevăr. Și aș vrea să spun că duhovnicia este nu istorie, nu morală, nu psihologie, nu lucru trupesc, ci înglobează pe toate acestea, dar duhovnicia este Duh și este adevăr. Cuvintele Mântuitorului. Și iar cuvintele Mântuitorului este Duh și este viață, precum și Mântuitorul spunea de cuvântul pe care îl dădea apostolilor. Ori acest cuvânt trebuie să-l căutăm în rugăciune, în rugăciune să se nască, în rugăciune să-l dăm și în rugăciune să fie primit și căutat de ucenicii noștri. Și aș vrea câteva cuvinte să vă spun un lucru despre care ne-a vorbit mai deslușit părintele nostru duhovnic Sofronie în ultima vreme și pe care mai deslușit am început să-l înțeleg în ultima vreme, adică cum duhovnicia sfinților voastre să fie astăzi duhovnicie înaltă. Adică tot ce este lucrare omenească este o periferie sau un fundal, dar centrul duhovniciei este schimbul ăsta în Duh, care se face așa. Pregătiți pe ucenicii sfinților voastre să vină la spovedanie cu rugăciune. Rugăciune înseamnă nimică special, să citească ce scrie și în cărți, dar mai ales să-și dea seama
și ei și noi că conversația noastră este cu Dumnezeu și nu cu omul. Amintiți-vă de un cuvânt asemănător al Sfântului Pavel, care când a văzut pe Hristos, de-abia a văzut numai pe Sfântul Petru în Ierusalim și nu mai știu pe cine, și pe nimeni altcineva, și nu a mai dialogat cu omul, ci s-a dus în pustie să se pocăiască și s-a întors în puterea Duhului, oarecum ca și Mântuitor, după 40 de zile de pustie, ca să devină apostolul neamurilor. Și Evanghelia lui nu de la om a luat-o, nici de om nu a fost dată, ci de la Hristos, și fiecare dintre noi, într-o anumită măsură și într-un fel diferit în viața fiecăruia, esențial același lucru se petrece. Ceea ce facem noi nu este de la om și nu este primit de la om, esențial. Multe primim de la om și îmbogățim lucrul ăsta și pe noi înșine și pe cei care vin. Dar este lucru dumnezeiesc. Deci să vină ucenicul în rugăciune, în conversație cu Dumnezeu. Și conversația lui ca ucenic nu este cu mine. Eu nu sunt un guru, eu sunt un duhovnic. Și un duhovnic, nu știu cum să-l definesc, dar poate nici nu-i nevoie, ci vom vorbi despre taina acestei lucrări, în esența ei. Deci, ucenicul vorbește cu Dumnezeu. Doamne, Tu auzi rugăciunea mea, dar eu nu aud cuvântul Tău. De exemplu, un exemplu mai ușor. Nu știu pe ce cale să o ia în viață, să fac lucrul ăsta sau să fac lucrul ăstălalt. Doamne, miluiește-mă și deschide-mi ochii. Mă duc la slujitorul Tău, Doamne, și prin el să-mi dai cuvânt. Slujitorul nu atâta gândește în sensul omenesc. Aici e un lucru pe care trebuie să-l învățăm, că este gândire și gândire. Bineînțeles că gândim, dar mai ales căutăm prin rugăciune. Și în general rugăciunea noastră ca duhovnici trebuie să fie și o rugăciune zilnică și poate o stare de rugăciune în toată clipa, ca Dumnezeu să ne dea cuvânt, ca nu eu să spun cuvânt în chipul și asemănarea mea, ci, cum am mai auzit de la un duhovnic, Doamne, dă-mi măcar din greșeală să spun ce trebuie pentru sufletul care vine la mine, adică neștiut mie. Și mă bazez acum și pe cuvântul Sfântului Serafim de Sarov, care era într-adevăr un cunoscător de taine și de inimi. Vine un om la el și îi spune lucruri nemaipomenite. Spune sorei tale Tatiana că nu i-a trebuit să căsătorească. Tu te vei căsătoria să devină călugăriță. Sau ceva invent acum, dar au fost multe dintre astea cu Sfântul Serafim. Cum știa el de un nume ca Tatiana și că vrea să devină călugăriță și că altcineva trebuia și așa mai departe? Și un om întreabă într-o zi pe Sfântul Serafim, părinte, cum știi așa de limpede, cum vezi așa de limpede toată inima mea și viața mea? Și Sfântul Serafim a mărturisit, eu nu văd nimica, eu nu știu nimica. Eu mă rog și primul gând pe care îl pune în inima mea, care vine în inima mea, îl știu ca cuvânt de la Dumnezeu și pe ăla îl dau. E Dumnezeu care știe taina vieții tale și taina inimii tale. Eu sunt numai un duhovnic. Adică parafrazez pe Sfântul Serafim, dar cred că nu zic greșit. Ăsta este rolul pe care trebuie să-l însușim. Ca noi, știut sau neștiut, intelectiv nouă înșine, să putem da celui care vine la noi cuvânt care se naște în inima noastră din rugăciune. Aici intervine o greutate. Ce este un duhovnic bun? Ziceam adineaori. Și zic în contextul ăsta că duhovnicul bun este în măsura în care știe să se roage și să caute de la Dumnezeu, ștergându-se din fața omului cum ar fi, adică căutând ca Dumnezeu să pună în inimă cuvânt, știut sau neștiut lui, înțeles sau neînțeles lui, dar cuvântul pentru ucenic să fie drept. Și pentru rugăciunea asta, aș zice bună sau proastă, înflăcărată sau neînflăcărată, cred că Dumnezeu va face taina asta cu noi și se vor uimi și ucenicii voștri, dar și mai mult vă veți uimi ființele voastre. Mă iertați că vorbesc așa, nu știu, poate că vorbesc ceea ce deja știți prea bine, dar am întâlnit totuși în viața mea pe mulți
chiar preoți care nu știau tainele astea și aș vrea totuși să le împărtășesc cu sfințele voastre și cu preasfinția voastră și să le subliniez. Revind, ce, aici intervine o nouă greutate pentru a fi un duhovnic bun. Intervine ca în toate tainele bisericești. Cum se săvârșesc tainele bisericești? În virtutea vredniciei noastre de om? Și biserica de la început și până astăzi spune nu pentru vrednicia preotului. Și mângâie pe credincios, nu pentru vrednicia preotului. N-ai nevoie să-l critici sau să-l ataci dacă vezi un preot nevrednicii, ci pentru credința ta. Pentru rugăciunea ucenicului se naște în preot vrednic sau nevrednic cuvânt de la Dumnezeu. Vreau să aduc două cuvinte. Stați că-mi pierd firul nițel. Dar unul de la Sfântul Siluan. L-a întrebat pe Sfântul Siluan întrebarea asta tragică pe care o pune și Preasfințitul: de ce sunt așa de puțini duhovnici buni astăzi? Și Sfântul Siluan îi dă un răspuns probabil neînțeles de tânăr și neînțeles de mine mulți ani, dar în perspectiva pe care o dezvolt acum e din ce în ce mai înțeleasă. Sfântul Siluan zice: fiindcă nu sunt ucenici buni. Cuvântul Sfântului Siluan a fost un joc de cuvinte. Pe rusă, ucenic, mai ales în cadrul mănăstirei, se numește un paslușnic. Paslușnic înseamnă un ascultător. Deci, mai ales în cadrul călugăriei, ucenicul îi se spune ascultătorul. E starețul și ascultătorul. Deci, de ce nu sunt stareți buni? Fiindcă nu sunt ascultători buni. Părintele Sofronii și el cita, nu știu dacă nu e Ezechiel prorocul, cineva o să poate să știe mai bine decât mine, că nu mă amintesc acum, care spune că undeva ceva de felul ăsta, dacă prorocul lui Dumnezeu se va găsi mincinos, este că eu, Domnul Dumnezeu, l-am întunecat pe acel proroc. Și contextul în care este dat, că nu mi-aduc aminte exact cum vine, dar mi-amintesc de context, zice: pentru îndărătnicia poporului meu, fiindcă poporul meu a căutat cu o inimă dublă, fățarnică cuvânt de la Dumnezeu prin prorocul meu, adică eu, Domnul Dumnezeu, întunec pe prorocul meu cel mare și drept și adevărat și va spune minciună. De ce? Fiindcă poporul meu este cu inimă fățarnică. Și am venit într-o zi când am început să înțeleg taina asta la Părintele Sofronii și am spus: Părinte, atunci în duhovnicie este Fiul care își naște pe Tatăl. Și l-a pufnit râsul pe Părintele Sofronii. Te-a spus, așa e. Este Fiul care își naște pe Tatăl. Adică dacă tu, ascultătorule, tu, ucenice, vii cu rugăciune și cu inimă nefățarnică și vrei să știi, eu, chiar dacă sunt Iuda care mâine îl voi trăda pe Hristos, astăzi îți voi fi duhovnic. Și pentru noi asta este și încurajare și înfricoșare. Fiindcă noi trebuie să fim la nivelul acestei măreții, acestei taine înfricoșate într-adevăr. Dar, încurajare, pregătiți-vă ucenici în felul ăsta. Nu veniți la mine dacă nu aveți întâi rugăciune către Dumnezeu. Bine, poate nu de prima oară. Vorbesc acum un pic formal, că nu pot să vorbesc de fiecare caz. Dar aici Dumnezeu nădăjesc de înțelepciune fiecare dintre noi ca să știm cu fiecare caz cum să facem. Vorbim de generalități și generalitățile, precum știți, sunt limitate. Dar cazurile sunt fără de limită. Dar în general, pregătiți pe ucenici să vină știind că nu cu mine vorbești, nu cu mine să vorbești, fiule duhovnice sau fiică, cu Dumnezeu să vorbești. Și eu nu fac altceva decât să te aduc la Dumnezeu, de la Dumnezeu cer, de la Dumnezeu în rugăciunile mele de seară și de dimineață cer, ca
ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt pentru tine, ca Dumnezeu să nu mă lase să spun cuvânt nefolositor, dar aminte cuvânt dăunător mântuirii tale. Și atunci începe să fie o duhovnicie adevărată. Încă un amănunt al duhovniciei, aș zice. Taina spovedaniei. Știm că preoții trebuie să țină taina spovedaniei, dar să nu credeți că asta e numai ca să pocrotim de durere și de rușine